Violeta este elevă în clasa a 12-a la Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Povestea lor este un roman de dragoste cu 10 capitole, în care doi tineri îndrăgostiți reușesc să învingă toate obstacolele. Cartea se găsește la toate chioșcurile de ziare și la biblioteca liceului. Este o poveste de dragoste între doi adolescenți care trec peste diferite obstacole și ies învingători din labirintul vieții. Este o carte la care am pus mult suflet și sper să fie pe placul cât mai multor cititori. Este inspirată din realitate, din persoanele care mă înconjoară. La o vârstă atât de fragedă a încercat să abordeze forma cea mai complexă a genului epic și anume romanul. Este un act de curaj la o vârstă atât de fragedă și la începuturile inițierii ei ca artist. Încearcă să contureze romanul. Roxana scrie versuri din clasa 1, este pasionată și de pictură, iar fiecare poezie este însoțită de un desen reprezentativ. În clasele 1-4, doamna învățătoare m-a pus să scriu prima poezie și de atunci am prins o pasiune pentru acest gen. Am îmbinat natura și dragostea și a luat formă un tablou minunat. Aceste poezii sunt în jur de 80. Dascălii spun că talentul scriitoricesc o va ajuta să devină cunoscută. Inocența și sensibilitatea ei adolescentină vor reuși să creeze o simbioză perfectă între aceste forme sincretice de manifestare a artei. Evenimentul de astăzi a fost organizat pentru a marca zilele Colegiului Național Țițeica.